Iată, ne ajungi la proba preferată a domnilor, dar și a doamnelor? Da, sunt sigură că și a doamnelor, pentru că și eu sunt foarte încântată, costumele sunt foarte colorate, fetele sunt foarte frumoase. Așadar, am stabilit unde se uită domnii și unde se uită doamnele. Trecem acum să vedem la ce se va uita juriu. Concurenta cu numărul 1 este gata să pornească într-o defilare senzuală. Se numește Andreea Elena Marcu, este din București, bineînțeles poartă numărul 1 în concurs. Se caracterizează ca fiind sensibilă, deschisă, sociabilă și comunicativă. Ne bucurăm tare mult, înseamnă că este perfect acest concurs pentru ea, să socializeze cu fetele, să se plimbe prin stațiune. Nu știu de ce, cred că a devenit așa un fel de lider ea, în rândul fetelor. E mai serioasă sau de ce oare? Trecem acum la Crina Viziru, numărul 2 în concursul nostru. Domnișoara din Tulcea, de 16 ani, care își dorește să devină make-up artist. Un lucru foarte frumos în ziua de astăzi, când sunt atâtea televiziuni, atâtea ședințe foto, atâtea videoclipuri. Apropo de videoclipuri, o să vedeți în câteva momente un videoclip intitulat de mulți cel mai sexy videoclip al României din vara asta. Până atunci însă să vă mai spun despre concurenta noastră că ar merge mai des în club cu fetele dacă ar putea schimba ceva la cantonamentul Miss Plaja. Sunt curioasă dacă ar vrea să meargă și în club. Cristina Georgiana Lică, cea de-a treia concurentă, vine din Constanța, are 19 ani, ar vrea să facă plimbările mai dese și mai lungi în cadrul acestui concurs. Noi reamintim că acest cantonament are doar 3 zile și trebuie să mai și muncim, să punem la punct emisiunea, să repetăm și să avem un mers scenic perfect. Cu numărul 4, Bianca Bătrânu din București. Iar 17 ani, îi place să înnoate, eu aș spune și să vină la Miss Plaja. Iar pe viitor își dorește să devină procuror. Ar introduce în program încă o seară de club. Iată că fetele sunt înnebunite după Bellagio. Atenție, domnilor, avem în concurs o domnișoară, pentru care 17 ani, ce își dorește să, atenție, domnilor, să devină polițist. Veronica Mihaela Rabiga. Dacă o întâlniți prin oraș în următorii ani, să o ocoliți, pentru că s-ar putea să vă dea amenzuri sturătoare. Vine din Roșiorii de Vede, este zodia fecioară. Îi place foarte mult să danseze, este foarte ambițioasă, competentă și spontană, ne-a spus ea. Da, foarte, foarte frumoasă întrebarea aceasta, caracterizează-te în câteva cuvinte. O să vă spun ce a spus despre ea și concurenta cu numărul 6, Elena Denisa Toma din Constanța. Elena ne-a spus așa că la început este timidă, dar după ce cunosc persoana devin sociabilă. Eu îmi doresc să și zâmbească. Așa, fiindcă este un concurs frumos, cu prea multă tensiune resimțită de fete, eu nu o resimt. Cu numărul 7 în concurs, Claudia Mirea. Ba, să știi că eu am simțit la proba de talent că fetele au tremurat așa lângă noi. Chiar sunt emoționate. Sunt multe trepte de coborât. Avem un juriu numeros și destul de dur. Mulți telespectatori ce ne urmăresc. Este un concurs dificil și ele luptă pentru acest premiu. Claudia Mirea este din Tulcea și își dorește să devină make-up artist. Cu numărul 8 în concursul nostru, Mirela Ioana Murgoci din București. Concureta de 15 ani, care deja știm cu toții face not de performanță, dar își dorește să devină contabilă. Este ambițioasă, geloasă și sociabilă, iar dacă ar schimba ceva la concursul Miss Plaja, aceea ar fi plimbările în oraș, dar fără tocuri. Da, comod într-adevăr, dar o Miss trebuie să meargă pe tocuri. Este mai elegantă o femeie pe tocuri. Victoria Akim, și ea este tot pe tocuri. Concurenta cu numărul 9 coboară chiar acum scările din Bellagio, de pe scena din Bellagio. Ea ne-a spus că este foarte încăpățânată, dar și prietenoasă, depinde de persoană, depinde de cine o înconjoară. Își dorește să se realizeze, atât ne-a scris în fișă. Sunt curioasă în ce domeniu. Poate să ne ajute concurenta numărul 10, vreau să zic de 10, Elena Georgiana Luca, dar să nu influențăm juriul. Din fericire nu hotărăști tu asta. Ea este din Fetești,
își dorește să devină make-up artist, consideră că este drăguță și modestă. Avem și un smiley aici. Și ar schimba mâncarea de seară. Gusturile se ducă cu timpul. Iar trebuie să le amintim fetelor că nu pot mânca tot timpul cartofi prăjiți. Și mie îmi plac, da, dar trebuie să ținem la da, dacă o ceafă vegetariană noastră. Nu, de pește, poate un sushi, eu prefer. Așa, o ceafă de broască țestoasă. Numărul 11 în concurs, Nicoleta Andreea Marcu, este din Ploiești și are 19 ani. Nu s-a hotărât încă dacă să fie brunetă sau blondă, încât a ales ambele culori, să fie mai deosebită. Își dorește să avanseze în acest domeniu, se referă la modă, și ar vrea să fie mai strict acest concurs. Ea a reușit să fie deosebită, fiindcă a jucat în următorul videoclip, vă țin în suspans în câteva momente. Până atunci, o aplaudăm pe Andreea Gavril din Murfatlal. Este sociabilă și glumeață. Își dorește să se realizeze pe orice plan. La 15 ani încă nu s-a hotărât și îi dăm dreptate, mai are timp să aleagă. Ar organiza mai multe plimbări cu fetele, dacă ar fi pentru o zi, organizator la Miss Plaja. Iulia Bontu, concurenta cu numărul 13, vine din Constanța și are 16 ani. Își dorește să devină jurnalist, dar vrea să facă și Academia de Poliție. Iar dacă ar fi pentru o zi organizator al concursului Miss Plaja, ar lăsa fetele să vorbească cu băieții. Opa, am aflat o regulă. Înseamnă că în cantonament fetele nu prea au voie să vorbească cu iubiții, cu băieții, să interacționeze probabil cu publicul nostru din Mamaia. Au timp după. La felicitările de la final. Cu numărul 14, Petruța Dragnea din București. Iată pe Petruța, ia să vedem ce își dorește să devină avocat. Interesant. Ce o caracterizează? Ambiția, sociabilitatea și modestia. Ar schimba selecționarea concurentelor. Dacă devii avocat, deja am înțeles de ce pui problema așa. Următoarea noastră concurentă ar vrea să schimbe ceva, dacă ar fi pentru o zi organizator, și anume ar vrea să organizeze un shooting în care concurentele să fie naturale, nemachiate. Interesantă propunere, oricum cred că fetele merg pe plajă nemachiate, să le vedem așa și frumusețea naturală. Interesantă idee, să vedem ce o să spună și domnul Manuel Chermani. Cu numărul 16, Mariana Elena Pană din București. Își dorește să ajungă model, are toate calitățile, așadar mai trebuie doar puțin ajutor. Este încăpățânată, vorbăreață, sociabilă. Mă gândeam dacă ai fost suficient de vorbăreață la proba de talente. O să văd înregistrarea și o să-mi reamintesc. Nu ar schimba nimic la Miss Plaja, deoarece toate merg foarte bine așa. Este pentru a doua sau a treia oară la Miss Plaja, așa că îi dau dreptate. Eu sunt tristă că, uite, s-a terminat și cea de-a treia probă, dar cu siguranță toți domnii ce privesc de acasă sunt încântați, pentru că le-au văzut pe fete în costume de baie și spune-ne, Dinu, ce urmează? Ei, urmează o producție Max Erdi alături de Manuel Chermani. Max Erdi este pseudonimul meu muzical de câteva zile. Miss Plaja și fetele de la Miss Plaja au participat alături de mine la un super videoclip, considerat poate cel mai sexy clip al anului. Videoclip al sezonului, nu? Așadar, poate în exclusivitate și poate pentru prima oară, doar aici la Miss Plaja, ediția 2015, puteți să vedeți această producție. Urmăriți-o cu atenție!